știu că sunt fake. Ai tras ceva, Mi-a închis. Ce om, bă, ce om. Salut, vom suna aceeași persoană de 4 ori pe OLX și o să încercăm să cumpărăm un produs pe care de fapt nu l-are. Salut, da? Bună ziua, am sunat în legătură cu anunțul. Bună ziua, da. De pe OLX am văzut anunțul și mi-a plăcut, adică dar vreau să știu doar dacă e zgâriată sau ceva. Păi, cum am scris acolo, nu este zgâriat nimic. Acum depinde dacă vreți să-l vedeți, de unde vreți. Are toate componentele, nu? Da, exact ca în poze. Cutia oare? Cutia nu, că am aruncat-o. Când am luat eu, nu țin cutiile. Și știți cumva câți terabytes are sau? Terabytes la ce vă referiți? Păi, memoria. Pe ce anume? La ce vă referiți? Ce produs vă referiți acum? Păi la ala de pe OLX, capacitate de stocare mă refer. Și mai vreau să știu dacă mai are jocuri pe ea. Păi nu știu la ce vă referiți. La consolă. Păi n-am nicio consolă. N-aveți PS4 cumva? Pe OLX? Nu. Mă scuzați, am sunat din greșeală. Scuzați-mă. La revedere, la revedere. Acum vom încerca să cumpărăm niște Adidas originali. Și noi o să ne prefacem că știm că sunt fake și o să-i spunem să dea pe mai puțin bani, nu? Ce zici, bro, nese? Hai că nu este ca lume. Alo, da. Alo, bună ziua, legătură cu anunțul de pe OLX, mai este valabil? Am mai multe anunțuri. Cel cu Adidas și Easy-urile acelea. Da. Și vreau să-mi spuneți dacă sunt în stare bună sau nu. Sunt ca noi. Am înțeles, au fost folosiți? Ok, dar nu știu, eu cred că sunt fake și pot să îi lăsați la 500 de lei, gen mai mult, mai puțin? Dacă sunt, cum zici tu, dacă tu crezi că sunt fake, îi las la 500 de lei, dar eu spun că sunt original. 100%, deci rămâne 500 de lei? 500 de lei, dar mergem cu ei și verificăm după. Dar unde putem să verificăm dacă sunt fake sau nu? Că eu pot să bag mâna în foc oricum mare, dar știu că sunt fake. Să vezi casa omului și pe el, îți spun că nu sunt fake. Deci, se vede, da? Se vede, da? Se vede, sunt fake. Am înțeles, deci sunt fake ăia. Și retul am văzut că este acolo, diferă de modelul original. Ascultă-mă, nu mă interesează ce ai văzut. Ori poate sau s-ar putea să fie... Ok, spuneți. Putem să vorbim separat să ne înțelegem? Da, spuneți, vă rog. Lasă-mă două minute. În Bucureștiul ăsta sunt convins că cineva e în măsură să-i verifice. Dacă sunt fake-uri, ți-i dau 100 de lei. Dar mergem să-i verificăm. Dar s-ar putea să fie și de la poză, dacă nu mă înșel. Gen, nu știu mai dacă sunt fake. Dar oricum s-ar putea să fie și de la poză. Să se vadă diferența. Nu? Nu mă, ce sunt fake. Dar cu ce aparat ați făcut poza? Nokia, cu ce? Cu un Samsung, cu un telefon de 500 de lei. E clar că e fake. Am înțeles. Cu Nokia. Telefonul sau ghetele? Adidas și. Am înțeles. Dar o să mă mai uit și o să revin la dumneavoastră. Dar până atunci poate găsesc și eu ceva mai calitativ. Desigur, mulțumesc frumos. Să trăiți, vă pup. Acum o să sunăm iarăși la anunțul cu așa zisa consolă. Hai, Emil, ești pregătit? Ha. Alo, bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, în legătură cu anunțul cu consola. Bă, e prea mult 1500. Hai, 900, negociabil. Dar la ce vă referiți? Ce anume? Păi, consola de PS4. Am văzut anunțul pe OLX și am văzut că aveți o consolă. Dar e cam mult 1500. N-am ce 900, uite, 900 vin eu și o iau. Că e prea mult, efectiv, adică înțeleg, dar e PS4 până la urmă. Nu știu, nu vă înțeleg, n-am nicio. Păi, am văzut că aveți o consolă de PS4 cu 1 terabyte. Dacă păi, n-am, ce nu înțelegeți? Păi, eu dacă am văzut-o pe site. Păi nu știu ce ați văzut, n-am ce treabă. Păi era numărul dumneavoastră, că altfel de unde să sun? Eu am văzut numărul dumneavoastră, anunțul și am sunat. N-am nimic, pare rău. Am înțeles, acum...
Mi-a închis. Ce om, bă, ce om. Fraților, deci acum o să sunăm la un anunț cu iPhone și eu o să mă prefac că sunt de la țară și eu o să-i dau de înțeles omului că de fapt o să vreau un Samsung. Alo, bună seama, în legătură cu anunțul de pe OLX, mai este valabil? Da, de unde ești? Eu sunt din comuna Germănești. Ce județ este? Nu mai știu, în apropiere de Ploiești, pe acolo. Păi cu cât l-ai găsit pe internet? Nici nu mai știu, 3500? 3200, circulă. Mulțumesc frumos. Ce Android da, are? Eu nu știu că sunt mai de la țară și de asta vă întrebam pe dumneavoastră. Ce telefon ai găsit alb? Un telefon alb la 3500 de lei. Și ce? Vino după el, că nu trimit prin curier, vino după. Dacă are magazin. Da, o să vin eu personal. Are tot. Îl instalez, eu fac tot ce trebuie. Are și ce Android are, ca să m-ar interesa. Ultimul Android. Ok, și cu amprenta pe spate? Merge să-mi fac poze cu nevastă mea. Mergi. Și selfie-uri? Merge și selfie. Facebook preinstalat are? Da, da. Ok. La cât mi lăsați? La 100? La 100? La 3000? Da, da. Am înțeles. Păi o să vin eu personal. Unde vă găsesc? În Brașov, în țară. Ok. Conduceți trenul? Gara acolo? Da. Dumneavoastră sunteți de Adel, de la locomotivă. Ce suci? Nu, dumneavoastră, nu eu. Sunt... O cumpăr pe mama, dar nu, vă cumpăr pe dumneavoastră mai bine. Și... Ok, deci vin să o iau pe nevasta? Pe nevastă dumneavoastră. Achis-o. Următorul om pe care îl vom suna are de învățare o broască de ușă, dar de fapt noi o să vrem o broască țestoasă, o broască adevărată. Hai exact. Să vedem reacția lui. Bună ziua, în legătură cu anunțul cu broasca, am văzut și ok. Vreau doar să vă întreb cam cât de mare e. Că n-am apucat să mă uit la atât de multe poze. Broasca pentru capotă, pentru focus, vă trebuie, să ce anume? Broasca. Adică aceea de pe OLX. Nu înțeleg la ce vă referiți. Deci pentru Ford Focus vă trebuie broască de capotă. Pentru acvariu. Ce acvariu? Că e greșeală. Eu am piese de mașină. Păi nu-i broască țestoasă? Tot e broască țestoasă, mă. Păi scrie acolo broască. Crea că... Broască de la mașină sau ce? Broască în cuietoare capote, dar și ai și poza acum. Eu credeam că e broască țestoasă. De... Dar aveți broască, aveți... Ai tras ceva pe nas? Ai fumat ceva? Eu credeam că aveți broască țestoase. Băi, îți închide telefonul și nu mai știu, că e că eu am de lucru, înțelegi? Scuzați-mă, dar credeam că e anunțul, am sunat greșit atunci, scuzați-mă, la revedere. În legătură cu anunțul de pe OLX. Aș dori ce să... Ce anume? Ce vorba? Consola de jocuri. Consola de jocuri. Păi n-am nicio treabă, nu am nicio anume. Păi am văzut o consola... Consola PS4. Mă, e greșit numărul. Stai, să vorbesc. E greșit numărul? Greșit numărul. Nu știu, că am văzut la dumneavoastră cu numărul acesta. Și... Dacă nu sunt eu, n-am nicio treabă. O rudă ce avea, o rudă de dumneavoastră, poate, nu știu. Auziți, dar puteți, am văzut, eu și eu sunt interesat de PS4 și dacă aveți cumva, nu știu, jocul, mai multe jocuri pe el, eu de exemplu sunt un mare amator de FIFA. Eu fără FIFA sunt mort și de asta vă sun în disperare că vreau să-l cumpăr mai repede. Da, ok. Dar mi-l lăsați la 1 milion că-s mai așa, nu știu ce să zic, de mai de buget. Cam atât a fost și cu acest videoclip, nu uitați să treceți și pe la eu și pe canal, aveți link-urile în descriere. Lăsați în comentarii ce prank-uri mai vreți să facem la oamenii de pe OLX. Follow, atunci, like, subscribe, follow, like, acolo. Subscribe, tot. Până atunci, eu am fost Ștefu, el a fost Iosif, ne auzim pe data viitoare, pa, pa! Gagi care cașa vreau eu, na 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 na, gagi care cașa.